povești cu lipici pentru cei mici. Bufonul și regele. Stați să vă spun povestea bufonului și a regelui. Bufonul nu era un prost ca oricare altul. El era Matenko, cel mai faimos clown din Polonia. Iar regele nu era un monah banal. Era regele Ian, unul dintre cei mai măreți regi. An la rând, Matenko îi făcuse să râdă pe regi și pe oamenii de la curte. Făcea glume, jongla, făcea tumbe. Se spunea că la un spectacol, trei nobili au râs atât de tare încât au căzut pe jos și s-au rostogolit. Dar vai, bătrânețea ne ajunge pe toți din urmă, chiar și pe bufoni. Matenko spunea aceleași glume vechi, jongla tot mai încet și când făcea tumbe îi trosneau oasele. Am auzit, am văzut, plictisitor. Într-o dimineață, regele l-a chemat pe Matenko. Bufonul s-a dus cu inima îndoită, căci știa ce urmează. Dragul meu clown, ne-ai făcut să râdem de când eu eram un băiat. Dar toate lucrurile bune au un sfârșit. Lasă deoparte clopoței și jucăriile. A sosit vremea să te retragi și să te odihnești. Regele i-a dat în dar lui Matenko și soției lui Elzunia o casă micuță în satul următor. Așa că Matenko și Elzunia s-au simțit ca acasă acolo. Dar n-a durat mult până au rămas fără bani. Erau foarte flămânzi și disperați. Într-o seară lui Matenko i-a venit o idee. Mâine ar trebui să te duci la regină și să-i spui că am murit. Dar înainte să te freci cu ceapă la ochi, Elzunia. Așa că a doua zi, Elzunia s-a dus în fața reginei. Ceapa și-a făcut treaba, iar Elzunia a arătat de parcă a plâns toată noaptea. I-a spus reginei că Matenko și-a dat ultima suflare. Oh, cum să trăiesc fără dragul meu, Matenko? Oh. Reginei s-a făcut milă de Elzunia și i-a dat 50 de bani de aur. În felul ăsta, bătrânul bufon ar fi avut o înmormântare decentă și ar fi rămas și Elzuniei bani să trăiască. Ce-a mai râs Matenko când Elzunia s-a întors acasă? Împăcat că nu pot să mori fiecare zi, am fi bogați cât ai zice pește. S-ar putea să nu mor a doua oară, dar există o prima dată și pentru tine, draga mea. După ce a exersat o noapte întreagă o expresie tristă a feței, Matenko s-a dus în fața regelui Ian. Ah, maestate, soția mea a părăsit lumea asta. Da, ce se va alege de mine? Ce voi face eu? Regele a simțit durerea lui Matenko. Ca să-l ajute, i-a dat o punguță cu 100 de galbeni. Când Matenko a ajuns acasă, a deșertat banii. Oh, suntem bogați, Elzunia! De m-aș fi gândit mai devreme să murim. Între timp, la palat avea loc o discuție. Regina i-a spus regelui despre moartea bietului Matenko, dar regele i-a explicat că nu Matenko a murit, ci soția acestuia. În cele din urmă au stabilit că există o singură cale de a soluționa neînțelegerea. Matenko și Elzunia numărau banii când au auzit niște trăsuri apropiindu-se. Sunt regele și regina! Ce ne facem? Au luat repede un ceașaf, s-au întins pe jos și s-au acoperit stând nemișcați. Regele și regina au intrat și au rămas uimiți. Nu, am ajuns prea târziu. Au murit amândoi. În timp ce regele vărsa lacrimi, regina era tare confuză. Dacă erau amândoi morți, cine a murit primul? Și regele era nedumerit. Dacă Matenko a murit primul, atunci cum ar fi putut să-i spună de soția lui? Iar dacă Elzunia a murit prima, cum ar fi putut să vorbească cu regina? Deodată s-a auzit o voce înnăbușită. E destul de simplu, stăpâne, soția mea a murit prima, dar eu murisem înaintea ei. Regele a zbirat la cei doi ticăloși să se ridice. Matenko și Elzunia s-au dat de gol. Au implorat să fie iertați. Cum ar fi putut să-și ducă restul zilelor într-o temniță friguroasă? Dar regele și regina, în loc să fie furioși, râdeau cu poftă. Dragul meu clown, am crezut că s-au dus zilele tale de amuzament, dar asta e cea mai bună glumă ta. Da, mi-a plăcut. Regele l-a recompensat pe bufon cu încă 200 de galbeni, dar cu o condiție, ca aceasta să fie ultima lui glumă. Matenko a promis că așa va fi și s-a ținut de cuvânt până la sfârșitul zilelor. Traducerea așa.